și poporul său, majoritar ortodox. Știa să prețuiască aceste valori religioase și românii simțeau lucrul ăsta. Și l-au respectat foarte mult pe acest rege. Dar este clar că regele a știut să păstreze o distanță, zic eu, binevenită pentru acele vremuri față de popor, începând cu politicienii acestui popor. Sărbătorile totuși erau sobre. Culoarea, dar o culoare plină de veselie, de vioiciune, a apărut când în familia regală română a apărut perechea princiară, moștenitoare. Principesa Maria, principele Ferdinand și copiilor. Atunci, această imagine a României regale, vă spuneam, s-a colorat. Chiar și în pomul de Crăciun, lumânările au fost înlocuite de beculețe foarte vii. Totul era foarte viu. Și, de altfel, și România, după ce a devenit independentă, a devenit un stat puternic, întreaga țară, sub raport economic, social, progresa, România era vie, România era încrezătoare, România era optimistă, România era plină de culoare. Însă, așa cum vă spuneam la începutul prezentării mele, au venit vremuri grele pentru lume, pentru Europa, pentru România și avem și sărbători de Crăciun triste. Foarte tristă este sărbătoarea de Crăciun a anului 1916. Atunci, pe lângă înfrângerea și ocupația străină, Casa Regală pierde un membru, pe tânărul principe Mircea. Urmează apoi Crăciunul trist din 1917, luminosul din fericire apoi Crăciunul 1918 și cu o scurtă paranteză, referindu-mă tot la ultima carte scrisă de alteța sa, eu nu înțeleg de ce